Copiii din aceste zile trăiesc într-o lume complet diferită de cea a generațiilor anterioare. Relațiile dintre ei sunt mediate de chaturi, aplicații de socializare și canale virtuale. Abilitățile copiilor de a socializa în viața reală se pierd încet încet din cauza noilor tehnologii care le acaparează atenția, interesul, uneori în detrimentul temelor de la școală sau al timpului de calitate petrecut cu familia și prietenii. Telefonul nostru, cel de toate zilele, pentru că e atât de smart, din ce în ce mai inteligent, a devenit indispensabil și legat de noi, de mintea și sufletul nostru, de întreaga noastră ființă, de viața noastră. Acest fenomen se întâmplă mai ales în cazul copiilor și tinerilor, care spun că sunt nelipsiți de telefonul mobil. Telefonul mobil este foarte important, deoarece și în școala online am început să-l folosim la această tehnologie. Se folosește, eu îl folosesc foarte des. Deși ne afectează uneori, dar avem și de învățat și lucruri bune din... Crezi că socializezi mai mult mediul online decât... Da, la orice și la o întâlnire, dacă ne ducem, stăm pe telefoane. Deși ar trebui să mai mult să comunicăm noi între noi decât online. Ce înseamnă telefonul mobil pentru... Nu știu, eu fără telefonul pot trăi. Adică fără Instagram, fără rețelele de... Nu mă încă... Cât timp petreci pe telefon? Toată ziua. 24 din 24. Telefonul mobil a devenit cel mai bun prieten al copiilor și al tinerilor, care îi însoțește peste tot. La școală, în pat, la baie, la cumpărături, în mașină, chiar și în somn. Telefonul mobil înseamnă o foarte mare perioadă de timp pierdută. O foarte mare perioadă de timp pierdută din ziua mea. Îmi petrec... Dar totuși îți petreci mult timp pe telefon. Da, îmi petrec foarte, o foarte multă perioadă de timp a zilei pe telefon. Credeți că socializați mai mult pe telefon decât în viața reală? Da. Da. Mai ales că când avem ore online, da. Și putem să socializăm cu mai multă lume din alte orașe sau din alte locuri. Mult. Dacă n-aș avea telefonul, cred că m-aș plictisi. Mult timp în fața ecranului afectează modul în care creierul funcționează, devii mult mai deconectat și aici este vorba de o dependență ce merge pe aceeași logică precum alte dependențe și ne este astfel alimentată setea de a consuma și mai mult.